Înainte de a deveni însărcinată, se întâmplă foarte des. Deci, adolescentă cu epilepsie începe un tratament, timpul trece, se îndrăgostește, vine cu iubitul de mână, domnul doctor, vreau să mă căsătoresc, casă de piatră, minunat, după care vine, că știți, am dat la băiețel și așteptăm un copil. Înainte de a rămâne însărcinată, trebuie schimbat tratamentul astfel încât să fie riscuri minime de malformații materno-fetale. Deci nu sunt molecule cunoscute cu risc înalt, care sub nicio formă nu trebuie să fie activ în timpul dorinței de a avea copil, se spun. Deci trebuie înlocuit. Sunt molecule cu risc relativ identic ca și cum nu ar lua medicamente. Deci tratamentul îți ia acest risc ca medic. Schimb medicația astfel încât tânăra mămică să aibă liniștea că nu are riscuri materno-fetale. În sarcină se urmărește foarte bine și aici sunt două școli de epilepsie, unele care spun că trebuie să înlături medicamentul pe timpul sarcinii, lucru care nu, cu care eu personal nu sunt de acord, asemenea unor școli cum sunt cele din Danemarca. Alții spun că trebuie ajustat doza în funcție de kilogram corp să păstreze în interval terapeutic, lucru pe care îl îmbrățișez, și după naștere, în timpul alăptării, se ajustează din nou doza și la kilogramele corp ale mamei. Parametrul cheie este concentrația serică. Medicamentele nu se iau așa numai după kilograme cât aveți, ci cum se absorb medicamentele acelea. Că într-un fel se absorbe către un puștan de 16 ani, în alt fel se absorbe la mine, că sunt mai grăsuț și mai ani, și în alt fel la un bunic de 80 de ani. Deci după ce se administrează medicamentele, se face practic concentrația plasmatică a medicamentului, care e range terapeutic, interval terapeutic, se știe. Amictal, 40-120 de miligrame pe picolitru. 4 picături de sânge și vezi unde te afli. Tu crești doza sau scazi doza de medicament în funcție de concentrația plasmatică. Așa cunoști un doctor bun căruia îi pasă. Îți cere medicul concentrația plasmatică a medicamentului. Nu, câte că vreau, mai creșteți un pic, 50 de mii, să vedem cum merge. Așa ceva nu există.